Etapa cu numărul 10 din eșalonul 3 al fotbalului românesc a programat câteva meciuri extrem de importante, cu implicații în lupta de la vârful clasamentului. Giro Malbot a jucat în deplasare cu Minerul Motru, ocupanta locului 2 în clasament. Argeșenii au făcut egal 0-0 și confirmă parcursul excelent din această ediție de campionat. Având în vedere rezultatele rundei, Cidin Albot a urcat pe locul 3 în clasament cu 20 de puncte. În acea serie a patra evoluează și Atletic Bradu, gruparea pregătită de Gabi Dumitru, pierzând din păcate pe teren propriu cu 2-0 în fața celor de la Ghecon Lăpușata. Bradu a pierdut astfel ocazia de a scăpa de ultimul loc al clasamentului, lucru ce s-ar fi întâmplat dacă câștiga această dispută. Etapa cu numărul 11, ce va avea loc vineri 28 octombrie, programează un meci al orgolilor pe plan local. Este vorba de Giro Malbota și Atletic Bradu.